de important este, din punctul meu de vedere, amenajarea peisagistică. Avem foarte multe locuri frumoase în inima localității, să spun așa, care de-a lungul timpului au rămas puțin nebăgate în seamă, neîngrijite. Avem Balta Rizia, un proiect la care lucrăm deja, am contractat servicii de proiectare pentru acest obiectiv. Vrem să creăm din acest obiectiv un punct central al comunei noastre, reprezentativ. Pe lângă acestea mai avem locuri de joacă care necesită atenția noastră, mai avem de reabilitat căminele culturale din ambele localități. Unul dintre acestea chiar este în licitație publică până luna viitoare, se așteaptă depunerea de oferte pentru reabilitarea căminului cultural din localitatea aici mică. Am finalizat documentațiile și sunt depuse la Compania Națională de Investiții în vederea obținerii finanțării și pentru căminul cultural de la Cărpiniș. Primarul comunei Cărpiniș a vorbit despre proiectele importante pe care vrea să le dezvolte pentru localitatea pe care o cârmuiește. Lista investițiilor pe care edilul Marcel Popa vrea să le finalizeze continuă. Una din marile priorități este realizarea sensului giratoriu în centru de localitate. Și acest proiect este în momentul de față în licitație publică. Compania Națională de Drumuri se ocupă de implementarea acestei investiții și sper în cursul acestui an, dacă nu începutul anului viitor, să ne bucurăm și de acest lucru. O altă investiție majoră de viitor este extinderea rețelelor de distribuție gaz. Pe această parte avem prin Angel Salini alocată o finanțare de 8 milioane de lei. În momentul de față lucrăm la realizarea studiului de fezabilitate și obținerea vizelor de principiu pentru demararea proiectului tehnic și ulterior realizarea și acestei investiții, o investiție mult dorită de cetățenii comunei, o investiție pentru care ne-am luptat foarte mult și care va aduce un plus valoare foarte mare comunității și oamenilor din localitate, și din punct de vedere rezidențial, dar și din punct de vedere industrial. Primarul comunei Cărpiniș va candida și la aceste alegeri pentru funcția de primar al localității.